Bună ziua, dragii mei prieteni, mă numesc Galina, sunteți la bucătăria mea. Cum vedeți, astăzi va merge vorba despre pătrunjel. Cum să-l punem noi pe iarnă? Am două sau trei variante pentru care veți alege cum doriți. Și primul variant e ca să-l tăiem mărunt și apoi să-l luăm și să-l sărăm binișor și să-l punem în borcanele de 700 de grame. A doilea variant e să-l lăsăm așa iarnă spălat pe o hârtie sau pe o gazetă, ca el să se usuce și apoi să-l fermăm și să-l punem tot în săculeț sau în borcane. Și a treilea variantă e ca să-l tăiem mărunțel, să-l punem în pachet și să-l punem în congelator pentru toată iarna. Dumneavoastră alegeți care doriți. La mine pătrunjelul a crescut atât de mare. Și vom începe să-l tăiem și să-l punem cu sare în borcan. Aruncăm nimic, chiar și piciorușile cele groase se poate de tăiat mărunt. După ce totul am tăiat, luăm sare de asta de piatră, așa iarna, răsurăm mai putem pune o lecuțică. Punem în borcan.
vă presurăm bine șor. Îl închidem cu capac de capron, îl ștergem și îl punem în beș pe iarnă. Vă mulțumim de vizionări și de abonări. Mulțumim că puneți like-uri și vă abonați. Cui i-a plăcut, scrieți și comentarii dacă aveți alte rețete pentru aceasta. Și nu uitați să puneți degetul în sus, și apăsați pe clopoțel lângă subscriere, ca să apară noi videouri care le voi pune eu. Mulțumim, la revedere!